Cu data de 20.10.2018, colonelul Manole Nicolae Daniel Nicușor, adjunct al inspectorului șef al inspectoratului de jandarmi județean 2 la inspectoratul de jandarmi județean Mehedinți, ca urmare a rezultatului obținut la concursul organizat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, se eliberează din funcție și se numește în funcția de inspector șef al inspectoratului de jandarmi județean 2 la inspectoratul de jandarmi județean Mehedinți, poziția întâi din statul de organizare al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. Jandarmeria Mehedinți are conducere cu atribuții depline, totul după ce colonelul Daniel Manolea a câștigat concursul pentru ocuparea acestui post. Astăzi a avut loc ceremonia de învestire. Mă bucur că domnul Manolea, aici de față, a luat examenul pentru funcția de inspector șef. Mă bucur că a ales să rămână în continuare. Dumnealui îndeplinește vârsta de pensionare. E un inspectorat care arată extraordinar de frumos și asta datorită oamenilor care sunt aici, pentru că, zice o vorbă românească, omul sfințește locul. Ridicați-vă drept! Să vezi bate! Asigur că Jandarmeria Mehedinți se va afla în slujba cetățenilor pentru asigurarea climatului de optim de ordine și siguranță publică. De asemenea, vă asigur că Jandarmeria Mehedinți va respecta cadrul juridic în vigoare, deciziile administrației publice locale și centrale, principiile militare și deontologia profesională. Vă mulțumesc! Colonelul Daniel Manolea își desfășoară activitatea în Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți din anul 1990, din 2006 a fost numit adjunct al inspectorului șef. Manolea are 51 de ani, este căsătorit și are un copil. Am dezvoltat cu onestitate și deschidere relații și colaborări consistente în interesul comunității, concretizate inclusiv prin sprijin de ordin material al Consiliului Județean Mehedinți pentru dotarea cât mai adecvată și funcționarea corespunzătoare a Inspectoratului Județean de Jandarmi. Prin acțiunile sale de apărare, prevenție și siguranță, toți vă asumați o mare responsabilitate, inclusiv noi cei prezenți astăzi aici. Ca și până acum, sunt încântat de modul de colaborare, atât cu instituția prefectului, dar și cu celelalte instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Domnul Manolea este un om cu o educație și un grad de instruire și o pregătire de specialitate solidă, nici nu se putea altfel. Trebuie să amintesc aici că este fiul unui fost cadru al Ministerului de Interne care a slujit aproape 40 de ani această instituție. Este un tip modest, relaționează foarte bine. Este un om serios, un om care onest, care este alături de comunitate în fiecare moment, cel puțin la nivel de primărie și eu la nivel de om am avut o relație extraordinară și de aceea suntem cu toți aici să-l sprijinim, merită să fie pe această funcție. Alături de colonelul Manolea din comanda Inspectoratului Județean de Jandarmi face parte și locotenent colonelul Ionel din Amănoiu, încadrat în structurile Jandarmeriei Române din anul 1994 și care ocupă începând din această lună postul de prim adjunct al inspectoratului. Dina este ofițer specialist, fiind absolvent al mai multor cursuri de specialitate, inclusiv al Academiei Naționale de Informații. Avem și un prim adjunct nou, plecat din Mehedinți și care se întoarce acasă. Și cu asta cred că se întărește pe echipa. O nouă conducere pentru Jandarmeria Mehedinți, noi obiective de dus la îndeplinire și noi provocări pe care cu siguranță noua comandă le va bifa cu succes. Tele2 Drobeta urează Inspectoratului Județean de Jandarmi Mehedinți cât mai multe misiuni reușite și mulțumește instituției pentru buna colaborare.